La 20 de ani, în loc să-și caute un loc de muncă și să-și întemeieze o familie, un sibian riscă să ajungă după gratii. Tânărul este bănuit de polițiști că în cursul lunii trecute a spart o locuință din oraș. De acolo a furat tot ce a căzut în mână. Este vorba despre haine, un ceas și chiar un parfum. Prejudiciul total este de aproximativ 5600 de lei. Afacerea sibianului s-a terminat însă cu rapiditate. La nici o lună de la comiterea faptei, oamenii legii îl ridicau în vederea reținerii. Bărbatul va afla dacă va fi cercetat din arest preventiv sau va primi o altă formă de măsură privativă de libertate. La data de 23 februarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un bărbat cercetat în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt din locuință. Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, Sibian, este bănuit că la data de 27 ianuarie, în intervalul orar 6 dimineața, respectiv 16 după masa, ar fi pătruns într-un imobil din municipiul Sibiu, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 5600 de lei. În urma probatorului administrat, la data de 23 februarie, față de bărbatul bănuit de săvârșirea acestei fapte, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, urmând a fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetele sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Pentru prevenirea furturilor din locuință, polițiștii îi îndeamnă pe CBN să nu le ofere nici măcar apropiaților informații cu privire la bunurile pe care le dețin, să nu țină la vedere sume mari de bani și obiecte valoroase sau bijuterii, să nu lase geamurile deschise, nici măcar rabatate atunci când nu sunt în locuință și pe cât posibil să monteze sisteme de supraveghere, mai ales în cazul celor care locuiesc la curte. cresc taxele pentru comercianții din piețele sibiene. Consilierii locale au aprobat în cursul acestei săptămâni un proiect de hotărâre conform căruia anumite taxe vor fi majorate. Tarifele majorate vor intra în vigoare începând cu prima zi a lunii viitoare. Conform proiectului adoptat, necesitatea majorării tarifelor de închiriere a meselor, tonetelor și chioșcurilor din piețe vine ca o consecință a creșterii inflației. La aceasta se adaugă și necesitatea diferențierii tarifelor percepute pentru salubritate în funcție de obiectivul de activitate al chiriașilor și utilizatorilor piețe. Astfel, un producător local care dorește să facă vânzare de legume și fructe în piața Cibin, spre exemplu, va plăti pentru fiecare masă pe care își pune marfa suma de 23 de lei pe zi, adică aproximativ 700 de lei pe lună. Singura piață ceva mai ieftină este cea din Vasile Aron. Aici comercianții plătesc doar 21 de lei pe zi pentru o tonetă pe care să își expună marfa. Florarii vor plăti 37 de lei pentru standurile din oraș și peste 40 de lei pentru cele din piața Cibin. Boxele pentru vânzarea produselor din carne vor putea fi închiriate la prețul de 103 lei pe zi, indiferent de piață. Cele pentru vânzarea lactatelor la prețul de 97 de lei în piața Cibin, 88 de lei în piața Rahovei și 58 de lei în piața din Vasile Aron. Tariful pentru închirierea boxelor destinate vânzării de ouă este de 66 de lei pe zi. Tarifele pentru salubrizare, în funcție de gradul la care sunt încadrate, variază între 7 și 21 de lei, iar cele pentru curățarea meselor și standurilor sunt de 22 de lei pe zi. Comercianții spun că aceste creșteri ale tarifelor de închiriere se vor simți în prețurile produselor comercializate. Atenție, CBN luni se închide parțial pentru câteva ore strada Pompei Onofreiu. Restricția de trafic este necesară pentru a permite firmei care lucrează la modernizarea spitalului să aducă o piesă de mari dimensiuni. Traficul se închide luni 27 februarie pe strada Pompei Onofreiu între orele 9.30 și 13 pe tronsonul dintre Bulevardul Corneliu Coposu și strada Filarmonicii. Măsura este necesară pentru a permite livrarea unui echipament la secția de neurologie a Spitalului Clinic Județean. Restricția va fi valabilă pentru aproximativ 5 ore pe o porțiune a străzii și este necesară pentru a aduce la secția de neurologie un post de transformare de mari dimensiuni. Pentru ca transportul și amplasarea acestuia în curtea spitalului să se facă în siguranță, s-a decis închiderea traficului. Șoferii care sunt nevoiți să ajungă în zona centrală a orașului pot utiliza carută ocolitoare, varianta Coneliu Coposu, Gheorghe Lazar și apoi Pompeiu Onofrei în zona rămasă deschisă. Cei care vor să coboare din centrul istoric pot folosi străzile Gheorghe Lazar și General Magheru. În zonă vor vor fi și polițiștii locali care vor ajuta la direcționarea și fluidizarea traficului. Încă un hoț de lemne prins de polițiștii sibieni. Este vorba despre un bărbat de 44 de ani din Arpașul de Sus. Acesta a fost depistat de către oamenii legi în zona împădurită a localității, unde cărea cu o căruță mai bine de 2 metri cub de lemne de foc din speciile fag, mesteacăn și alun. Arpașanul s-a ales cu amendă, iar lemnele i-au fost confiscate. În cursul zilei de 23 februarie, polițiștii secției numărul 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au continuat acțiunile specifice pe a prevenirii și combatere ilegalităților din domeniul silvic, ocazie cu care în jurul orei 18 și 30 de minute, în localitatea Arpașu de Sus, într-o zonă împădurită, au depisat un bărbat în vârstă de 44 de ani localnic, în timp ce cu ajutorul unui atraș hipo transporta cantitatea de 2,5 metri cub de lemn de foc din speciile fag, alun și mesteacăn, fără a deține documentele legale de proveniență și sau transport. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat reprezentanților Ocolului Silvic responsabil în zonă. începe să crească numărul ofertelor de angajare din spațiul european românii care vor să ia drumul străinătății au în această lună la dispoziție peste 1000 de posturi disponibile în afara țării. Cele mai multe oferte de angajare vin în februarie din Irlanda. Angajatorii irlandezi caută în primul rând ajutor de bucătare, asistent manageri, asistenți de vânzare, măcelari, șoferi și mecanici auto. Locul 2 în topul angajatorilor cu 44 de posturi disponibile este ocupat de către finlandezi. Agenții economici din această țară caută colegători de căpșuni și ingineri în auto. După mult timp și belgienii scot la concurs posturi. Este vorba despre 40 de locuri de muncă pentru muncitori în agricultură. Se caută oameni specializați pe culegerea tomatelor. În Germania, una dintre țările încă aflate în topul preferințelor românilor, care doresc să muncească în afara granițelor țării, sunt oferite prin Eures un număr de 8 locuri de muncă. Se caută tehnicieni electroniști, mecanici instalații de refrigerare, asistenți medical și ajutor de grădinar. Mai sunt disponibile 5 oferte de angajare în Olanda, 4 în Norvegia, câte două două în Slovenia și Malta și una singură în Estonia. Alcoolul i-a creat mari probleme la Sibiu unui bărbat de 42 de ani din Blaj. Omul a fost prins de polițiști după ce participase la o petrecere zdravănă. Până aici nimic neobișnuit, doar că bărbatul a fost prins la volan. Totul s-a întâmplat în copșa mică. După ce etilotestul a indicat o valoare de aproape 0,70, polițiști au decis să-l conducă pe individ la spital pentru recoltare de probe biologice. În plus, i-au întocmit și dosar penal. La data de 23 februarie, în jurul orei 10 și 50 de minute, în orașul Copșa Mică, pe drumul național 14, polițiștii au oprit o autoutilitară ce tracta remorcă, la volanul, volanul căreia a fost identificat un bărbat din Blaj, în vârstă de 42 de ani. Testarea alcoscopică a șoferului a indicat un rezultat de 0,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la unitate medicală din Mediaș, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În continuare, la nivelul poliției orașului Copșa Mică s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.